Ce crezi că ne lipsește în cercetarea românească? Care sunt principalele puncte slabe și care sunt și punctele tare ale cercetării din România? Pentru că, iată, se face cercetare în România și se face la un nivel destul de înalt, dovadă fiind chiar proiectul condus de tine. Da, mulțumesc de apreciere, așa este. Acum, strict proiectul condus de mine este finanțat în mare parte de Norvegia și doar 15% de guvernul României, dar evident este important și aspectul acesta. Sunt oricum peste 20 de proiecte astfel de proiecte finanțate cu fonduri norvegiene câștigate. Însă legat de finanțarea din România, un prim aspect care ar trebui îmbunătățit și care ar fi trebuit îmbunătățit de mulți ani este o finanțare predictibilă. Mă refer la finanțarea anuală a anumitor tipuri de proiecte, să se știe exact, ok, în fiecare an avem acest tip de competiții pentru cercetători tineri de la nivel de doctorat și până la cei cu experiență, ar trebui să existe programe de cercetare în care să includă competiții pentru toate aceste categorii, atât pentru cercetarea fundamentală, cât și pentru cercetare aplicată. Până acum, în general, odată la 2-3 ani au existat în ultimul deceniu, cred, în medie, proiecte de cercetare, call-uri deschise pentru proiecte de cercetare. Sperăm că anul acesta va fi, dar încă nu se știe. Deci, un prim lucru ar fi o finanțare predictibilă, deci un procent mai mare din produsul intern brut, nu 0,15% cât este medie în ultimii ani pentru cercetare. Ar trebui direcționați constant către acest domeniu. Însă nu cred că doar banii ar rezolva problema, deci nu doar finanțarea este o problemă, un aspect important, însă nu este singura problemă care ar trebui, din punctul meu de vedere, adresată. Ar trebui și o strategie pe termen lung, o strategie clară care să fie pusă în practică după aceea, cu fondurile despre care vorbeam anterior și care să se dea după aia an de an. Ce cred eu și ce observ eu că nu se face și ar trebui, aici ar trebui luat exemplu multor țări din vestul Europei. Nu tot ce se face acolo este bine, dar în privința asta cred că e o idee bună să se investească mult mai mult în resursa umană. Am observat poate și din momentul când, din perioada licenței și a masterului meu, atunci când erau, inclusiv aici la Cluj, țin minte câteva cazuri în care erau fonduri, se investea tot timpul în infrastructură, în aparate și aparate care după aceea poate nu au fost folosite 5 ani de zile sau poate mai mult. Și cred că este o problemă la nivel național, nu doar la noi, aceea că atunci când sunt niște fonduri, în general se investește în echiparea unor laboratoare sau măcar dacă s-ar face un laborator întreg, dar uneori doar se cumpără niște aparatură foarte scumpă fără ca cineva să fie acolo și să o folosească, fără să există o strategie în spate, fără să fie o echipă de cercetare care să folosească acea infrastructură. Cumva se pune carul înaintea boilor, vorba aia, și atunci asta nu știu, nu mi se pare că e o strategie bună pe termen lung. Deci investițiile în resurse umane sunt, după părerea mea, ceva ce ar trebui făcut. Apoi, cercetătorii români cred că ar trebui să interacționeze mai mult cu cei din afară. Cred că toți ar trebui să încercăm să ne dezvoltăm un network în domeniul nostru cu cercetători din străinătate, nu doar din România, cu care să colaborăm, cu care să putem propune proiecte în comun și să publicăm articole, pentru că, până la urmă, asta este și scopul nostru, să diseminăm informația, nu doar evident, pe canalele științifice, dar și acolo. Deci o interacțiune cu cercetătorii din afară înseamnă și poate ca românii tineri, cercetători români, să meargă să aibă stagii de pregătire de, nu știu, măcar un an de zile la un institut din străinătate. Asta nu doar pentru a lucra propriu-zis în acele laboratoare, contează foarte mult și să vezi, să intri în contact cu modul de a gândi a altor grupuri de cercetare, să vezi cum un supervisor își conduce echipa acolo, cum interacționează cu oamenii, să vezi cum interacționează oamenii între ei, faptul că au și întâlniri în afara jobului.
se duc poate, nu știu, la un meci de fotbal sau la un concert, mă rog, mai puțin în prezent, dar ideea este că oamenii interacționează și în afara jobului și asta de fapt le întărește legăturile. Cred că, eu din propria experiență pot să spun asta, a merge în străinătate, a experimenta și câteva stagii sau măcar un stagiu în afară este foarte benefic pentru un cercetător. Îți deschide mult orizonturile și nu mă refer doar la extinderea rețelei de cercetători pe care o ai. Iar un alt aspect care mi-a fost semnalat de către jurnaliști de știință din România, de fapt, este faptul că cercetătorii români par să nu fie prea deschiși în a-și disemina rezultatele către publicul larg. Aici pot să confirm și eu, da. Da, pare că nu știu în ce măsură consideră că nu este important sau poate în general cercetătorii consideră că publicul nu este interesat de cercetarea noastră. Eu nu cred că e chiar așa. Eu am avut și feedback de la mai multe lume și legat de proiectul acesta și lumea, într-adevăr, mi s-a părut că este interesată de ce facem noi și mi se pare relevant, cu atât mai mult cu cât sunt foarte mulți cercetători care lucrează în domenii aplicate. Cu atât mai mult acolo publicul ar fi interesat să știe concret cu ce ar putea să beneficieze, care este avantajul lui sau a societății, acum sau în viitor, din cercetarea respectivă. Pe lângă asta, adevărul este că și noi ca și cercetători suntem plătiți în mare parte din taxele oamenilor și atunci este și o datorie morală să dăm ceva în schimb, măcar informația, să știe oamenii ce facem cu banii respectivi. Oricum, faptul că ultimele guverne, în general în ultimii 30 de ani, cercetarea a fost ca o cenușăreasă, așa, din punct de vedere al finanțării, ar putea să fie și o cauză a faptului că nu există o presiune din partea nimănui, o presiune serioasă pentru guvernanți în privința finanțării cercetării. Și cred că dacă publicul ar, dacă oamenii ar avea mai multe cunoștințe despre ce se face în cercetare în România, ce rezultate sunt, de fapt că se poate face cercetare și chiar și de bună calitate, cred că toate astea s-ar putea aduna și ar fi și o presiune în plus